Salutare dragilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Am decis să fac un lucru pe care nu l-am făcut până acum public. Și anume, voi cumpăra demonstrativ 3 monede, da? Voi cumpăra Polkadot-ul, care bineînțeles toată lumea știe că am avut o preferință pentru el o perioadă destul de lungă. Mi-a plăcut ca proiect, mi-a plăcut ca evoluție în primul bull market al său, adică în 2021. Dar acum am decis să mă focusez și pe proiecte noi, proiecte listate pe Binance, proiecte incubate de Binance, pentru că ce face Binance atunci când listează un proiect? Face due diligence foarte sever. Adică nu ar lista orice proiect oricând la orice oră doar de dragul de a lua niște bani. Se vehiculează prin lume pe așa gen cât costă la Binance să listeze. Oamenii habar n-au ce presupune de fapt o listare la Binance. Nu e doar o formalitate, te duci cu proiectul, plătești un fee și gata, asta e tot. Nu. Ca să ajungi să fii listat pe Binance e greu. Bun, și am ales Binance-ul ca și platformă. O să vă prezint după ce facem achiziția de monede ce campanie are Binance-ul în desfășurare. Iar acum voi profita de această ocazie, în clipurile ce vor urma vă voi arăta tot felul de funcționalități și beneficii pe care le aveți pe Binance ca și platformă. Astăzi vom folosi partea de trade, vom cumpăra pe spot, fără leverage, fără nimic. Iar cu aceste monede, targetul este din 100 de dolari pe fiecare monedă să încercăm să facem cât mai mult profit, dar în moneda respectivă. Adică targetul meu este să cumpăr de 100 de dolari Polkadot, SEI și AEVO și să încerc să fac cât mai multe monede din fiecare categorie cu cei 100 de dolari. Adică le voi și tranzacționa. Bun, sunt pe pagina principală a celor de la Binance, da? Unde voi merge la partea de trade aici, pe spot, da? Iar la spot am să aleg. Începem cu Polkadot-ul. Îl căutăm frumos, DOT-USDT, dăm click pe el, da? Ce facem acum? Avem acest buget disponibil, 300 de dolari, da? Vedem că prețul este 846, nu știu cât. Punem 8465, da? Pentru că vreau să-l iau puțin mai ieftin, da? Și pun suma de 100 de dolari. 100, da? Și dau Binance. Sau, ca să fie și mai simplu, pun la market, da? Ca să nu mai complic lucrurile, dau 100 de dolari, da? Și dau Binance. Confirmă nu știu ce, fiu, bam, bam. Ok. Bun. Deci în clipa de față am 11,8 DOT. Da? Facem același lucru și cu SEI. Bun. 0,67 nu știu cât. Punem 100 de dolari, îl luăm la fel la market. Adică prețul instant de piață. Nu mai stau să-mi pun eu targeturi. Îi dau buy sell, îi dau confirmă. Bun. În clipa de față, avem 148 de sell, da? Și facem același lucru cu AEVO. Da? AEVO USDT, unde am deja niște AEVO. Deci luăm la piață, luăm de 100 de dolari, înseamnă 39,79 de AEVO, da? Bun. Deci avem, mi-a luat fiuri, am 38 de AEVO, da? Imediat facem o listă. Dragilor, am făcut lista cu ce am achiziționat. După cum vedeți, am 11,8 DOT, cumpărați la un preț de 8,471, am 38,8 AEVO, cumpărați la 2,57 și am 148 de SEI, cumpărați la 0,675 bucată. Da? Targetul meu acum este să strâng cât mai mulți DOT, cât mai mulți AEVO,
cât mai mulți sale. Da? Asta este targetul meu principal. Și cum fac treaba asta? Păi, în primul rând, am nevoie de grafice. Sunt pe graficul celor de la Polkadot pe 4 ore, pentru că 4 ore cred că va fi intervalul pe care îl voi tranzacționa. După cum vedeți pe grafic, avem o rezistență aici, pe care sper să o spargă, și un capăt de ATR aici, 8, 8, 5. Da? Ce voi face? Pentru că pe 4 ore o să înceapă curând o urcare, da? O să-mi pun un ordin de sell la 8, 8, 5 pentru Polkadot. Da? Asta este primul lucru care îl fac. Practic mă întorc din nou pe site-ul celor de la Binance, unde scot market și pun aici la limit, da? Și sunt pe partea de sell, unde zic așa, că vreau să-mi vând tot dotul, da? La 8,85, da? Și dau toată cantitatea. Rețineți, am cumpărat $100 plus taxe. Dacă voi vinde, voi face $4, da? Și dau sell dot. Dau continuă, da? După care mă duc pe graficul celor de la SEI. Da? La fel ca la Polkadot, sunt pe graficul SEI, da? Și spun așa, pe 4 ore este în urcare, el este destul de bearish, piața este bearish, na, mi-am găsit și eu momentul ideal. Targetul meu pe care l-am în clipa de față este undeva aici, la zona asta de top. Un 7-4 ar fi ideal, eu am răbdare, nu mă deranjează să stau, așa că o să mă poziționez la 0740, da? Sau 0740. Bun, sunt pe Binance, îmi setez poziția de vânzare pentru SEI, mă duc la aici la sell și pun așa la preț, îi pun 0741, da? Și dau toată cantitatea mea de SEI. Ar însemna să fac $9 și ceva profit, da? Și dau sell SEI. Ok? Bun. La fel o să fac o analiză pe AEVO, să vedem ce am de făcut cu el. Unde-l... AEVO este proiect nou listat, mai am 30 de zile până la unlock și atunci zic, hai să fiu un pic mai curajos. Deocamdată este într-o zonă de bottom, da? Și o să-mi pun un target ambițios la 3.16 aici, după cum vedeți pe 4 ore. Nimic nu cade o eternitate, e nevoie doar de răbdare și control emoțional, da? Deci la AEVO voi pune la 317 ordinul de vânzare. Sunt din nou pe Binance, avem AEVO la 256 acum, eu vreau să-l pun la 317. 3,17. Da? Și dăm toată cantitatea de AEVO pe care o avem. Da? Și aici aș câștiga $23 dacă ordinul meu se va realiza. Îi dăm sell. Practic, da? Mi-am setat toate pozițiile. Eu nu mai am nimic de făcut. Dacă targetul ajunge acolo, se realizează automat. Și ce voi face eu cu voi? Vă voi prezenta dacă ordinul se execută, vă voi zice cam cât timp a durat până să se realizeze această poziție și vă voi povesti ce călătorie emoțională am eu. Practic n-am nicio călătorie emoțională pentru că răbdarea este singura chestie necesară atunci când tranzacționezi, da? Să știi puțin, să înțelegi piața, care este filmul pieței, să-ți alegi un interval de timp în care vei să tranzacționezi. Eu am ales graficul pe 4 ore. De ce? Pentru că în clipa de față sunt ocupat cu evenimentul de la Dubai, sunt ocupat cu proiectele la care lucrez și atunci n-am timp să stau să fac refresh, gen să stau așa pe telefon, oare ce mai face AEVO, ce mai face Polkadot, ce mai face SEI. Nu. Mi-am setat targeturi, iar eu aștept. Care sunt riscurile mele? Doar dacă se desfințează proiectele, da? Chestia asta se aplică la orice sumă, da? Deci riscul este dacă proiectul se desfințează sau începem un bear market agresiv, unde ideal este să regândești strategia. Nu poți să rămâi blocat acolo. Și că tot vorbim de Binance, aceștia au o promoție în desfășurare în clipa de față, promoția programului de invitați VIP. Puteți câștiga premii până la 5.000 de USDT în mărfuri și în bani. Cei de la Binance s-au gândit să inoveze într-un fel, da? Să puteți
primi nu doar bani, dar și chestii care să vă fie de folos. Din punctul meu de vedere, este un business bun să faci referral pentru exchange-uri mari, exchange-uri cu, cum e cazul Binance, cu 180 de milioane de utilizatori și poate genera un venit pasiv pentru toți cei care creează conținut online. Dacă nu aveți cont pe Binance, am să vă las linkul meu de afiliat, îl puteți folosi, vă puteți face contul acolo și ce să zic. Vă doresc mult succes în toate investițiile, toate tranzacțiile pe care le faceți. Să ne auzim cu bine!